Andreea Răducan a cucerit inimile românilor pe vremea când făcea performanță. A fost multiplă medaliată cu aur și argint la Jocurile Olimpice, la campionate mondiale și europene, iar din 2017 conduce Federația Română de Gimnastică. Este căsătorită cu Daniel Dandreu, specialist în fonduri de investiții. Marea campioană este mama unei fetițe de 2 ani, Amira Sofia, iar de curând a aflat că va aduce pe lume și un băiețel. Cum te simți? Ce face bebe? Bebe crește. Mulțumesc. Bine, mă bucur de încă o dată de perioada asta extrem de frumoasă, în care o inimioară e înăuntru acolo la mine și una în sufletelul care este pe drum. Mă rog să fie sănătos, să vină cu bine, voios, pe lume, noi îl așteptăm cu toată dragostea. E o mare bucurie pentru că pur și simplu ne simțim binecuvântați și pentru faptul că îi putem oferi Amirei un frățior. Așa încât luăm fiecare etapă pas cu pas. Amira Sofia se va bucura cu siguranță de noul membru al familiei. Mama mea este de bază pentru că iasă cel mai mult acum cu fetița în perioada în care, sigur, Sofia la serviciu. Eu am mai fost plecată la competiții, destul de mult la birou când sunt întâlniri și alte lucruri pe care trebuie să le rezolvăm acolo. Dar încerc să nu neglijez sub nicio formă nici partea personală și, repet, suntem foarte recunoscători pentru momentul frumos în care ne aflăm. Andreea promite că va lipsi o perioadă scurtă de lângă gimnaste și gimnaști. O perioadă, probabil că voi fi nevoită să mă retrag atunci când va veni momentul să nasc. Este firesc să acord un pic atenție bebelușului care va veni pe lume. În continuare sunt alături de Federația Română de Gimnastică și de echipa pe care o avem acolo. Lucrurile merg mai greu. Să știți că nici la prima sarcină, deși am născut la scurt timp după ce am avut alegerile, nu pot să spun că m-am deconectat complet și nu am mai știut ce se întâmplă sau nu am mai avut contact cu echipa din federație. Așa încât nu cred că va fi așa o ruptură în care să nu mai audă nimeni de mine sau eu să nu mai știu nimic despre gimnastică, nici nu vreau să cred asta. Doar un pic de timp astfel încât să mă pot recupera și eu, să ne asigurăm că și bebelușul este foarte, foarte bine, după care sigur că voi încerca să-mi aduc contribuția așa cum o fac și acum.